Luni 13 iulie, la sediul statului major al Forțelor Navale din București, contraamiralul Alexandru Mârșu, șeful statului major al Forțelor Navale, a primit vizita șefului statului major al Comandamentului Maritim Aliat, contraamiralul George Lazio. În cadrul întâlnirii au fost prezentate capabilitățile Forțelor Navale Române, precum și exercițiile pe care marinarii militari români le vor organiza în următoarea perioadă în Marea Neagră. Agenda discuțiilor a inclus subiecte privind securitatea maritimă în Marea Neagră, creșterea prezenței NATO în această regiune și desfășurarea de exerciții comune cu partenerii din alianță. De asemenea, au fost analizate aspecte privind contribuția forțelor navale române în cadrul procesului de creștere a cooperării, încrederii și stabilității în zona Mării Negre.